Salut! Bine ați revenit pe canalul meu! Am vrut să fiu această Blair astăzi, așa că mi-am pus această cordeluță minunată pe care o am de la Sensei și o să facem împreună un clip de empties, pentru că ia uitați ce e aici, o pungă uriașă de la Nivea pe care o folosesc să-mi țin ambalajele. S-a umplut atât de mult încât nu mai încape niciun, nu știu, fir de ață, nimic nu încape aici. Așa că vreau în continuare să vorbim puțin despre produsele pe care le-am folosit în ultima perioadă. Sunt atât produse pentru îngrijire, produse pentru păr, skincare, make-up, o să vedeți mai multe dacă sunteți curioși. Rămâneți alături de mine în continuare. Față de alte dăți, am aranjat produsele pe categorii să-mi fie mult mai ușor să vorbesc despre ele. Așa că o să încep cu produsele pentru păr. Acestea sunt, am folosit o mulțime de produse pentru păr. O să încep în primul rând cu gama aceasta de la Biolage, cu șamponul și balsamul de păr, Recover Shampoo pentru un păr stresat, un păr sensibilizat. Este vorba despre o gamă cu ingrediente naturale, o gamă 99% biodegradabilă, fără sulfați, fără parabeni, 100% plastic reciclat, fără silicon, fără coloranți artificiali și 71% ingrediente de origine naturală. Aceste produse au conținut yuca și goji și, în general, ajută la restabilizarea părului stresat, sensibilizat, lăsându-l fin și strălucitor. Mi-au plăcut, dar la un moment dat, cred că părul meu s-a obișnuit cu șamponul, că parcă nu-l mai curăța atât de bine și pe lângă acest șampon mai foloseam, bineînțeles, și un alt șampon antimătreață, pentru că știți probabil dacă mă urmăriți de ceva timp că eu am problema asta, dar în principiu ele sunt produse foarte faine și dacă căutați produse naturale, eu vă recomand să le încercați pe acestea. Bineînțeles, mai sunt și alte game, găsiți pentru orice tip de păr. Pe astea le-am nimerit eu, să zic așa, deși poate preferam varianta aceea antimătreață și poate cândva o voi încerca. Și iarăși mai am aici un șampon, un șampon al verde, acesta a fost un șampon antimătreață, curzică. Mi s-a părut foarte fain, curăța foarte bine scalpul, scalpul meu este cu tendință de îngrășare, adică se îngrașă super repede și ăsta chiar m-a ajutat foarte bine și... sincer, mirosea chiar bine, mirosea plante, deci curăța, eu vă recomand să le încercați. Este primul meu produs încercat de la Alverde și ăsta chiar mi-a plăcut și o să-l recumpăr. Hai să trecem puțin la produsele de skincare. Am terminat o apă micelară de la Garnier. Este o apă micelară de 400 de ml. Eu v-am vorbit destul de mult despre această apă micelară. Mie mi-a plăcut, este pentru un ten sensibil. M-a ținut o eternitate, îndepărtează foarte bine machiajul, chiar și machiajul waterproof din punctul meu de vedere și este pentru întreaga față, pentru ochi, pentru buze, deci e chiar super ok, este testată dermatologic, dacă încă n-ați încercat-o, chiar puteți să o încercați. Am mai terminat aici, în sfârșit, un spray de acesta de fixare, acesta este de la Boysenberry și s-a numit Fabulizer. Și este varianta dewy. Știu că ei mai au varianta mată. Mie mi-a plăcut ăsta. Chiar fixa bine machiajul, n-am avut probleme cu el. În schimb, parcă mirosul nu m-a dat pe spate. Are așa un miros, nu știu, comercial cumva, nu știu cum să-l explic. Dar, în afară de asta, e un produs ok. Are un preț accesibil, îl găsiți pe Makeup Shop. Cam atâta pot să vă zic despre el. Am aici o apă, este o apă de la Balea, pentru față și pentru corp, este cu limet, arăta super bine, știu că în momentul în care am cumpărat această apă aveau mai multe variante, parcă și cu smeurică, nu știu, mi-a mai rămas puțin, cam atâta din el, pentru că la un moment dat am uitat să o mai folosesc, deși o țineam pe masă, foarte aproape, cumva am uitat de ea, pur și simplu dădeam un refresh. Sau chiar o foloseam după epilare și mi se părea că calmează puțin pielea. Acum nu pot să zic că este o apă wow sau face nu știu ce minun, dar pentru revigorare, pentru calmare e super bună. Puteți chiar să o păstrați puțin la frigider și după aia pulverizată pe față e super. Tot pentru ten.
Am terminat o cremă de față. Este o cremă de la La Roche-Posay, Tolerian, pentru un ten sensibil. V-am vorbit puțin pe blog despre această cremă. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am folosit-o destul de mult în perioada rece, pentru că aveam pielea foarte, foarte uscată, în special în zonele acestea. Și chiar m-a ajutat. Hidratează foarte bine. Se absorbe foarte repede în piele, ceea ce îmi place, și pe dimineață nu pot să zic că îmi lăsa tenul gras, pentru că mi se întâmplă uneori de la unele creme care sunt foarte hidratante dimineață să mă trezesc ca un beculeț cu tenul super gras în zona T, dar n-a fost cazul, mie îmi place și că e testată dermatologică și în general, produsele acestea de la La Roche-Posay sunt foarte, foarte faine și recomandate chiar de medicii dermatologi. Așa că vă recomand și eu la rândul meu, dacă aveți un ten super deshidratat, uscat, să încercați produsele acestea. Tot un produs pentru ten este acesta de la Nala. Este o cremă cu SPF, cu SPF 30. Este un produs cu ingrediente naturale, cu ulei de avocado, aloe vera. Îmi place că, pe lângă faptul că își hidrata, nu lăsa tenul lipicios, nu lasă un filtru alb, pur și simplu se absorbe foarte fain în piele și te protejează destul de bine. Bineînțeles că produsele cu SPF, dacă nu știți până acum, vă anunț eu că trebuie reaplicate pe timpul zilei. Asta pentru că la un moment dat, dacă, nu știu, folosiți o cremă de genul acesta dimineață, o să observați că pe seară, dacă stați la soare, o să vă bronzați sau o să aveți pete sau o să vi se înroșească tenul, pentru că trebuie reaplicat SPF-ul acesta și puteți opta eventual pentru o variantă de tip spray. Asta pentru că sunt sigură că odată ce aplicați dimineață crema, vă aplicați și machiaj și nu mai aveți cum să întindeți crema peste machiaj. Așa că vă recomand să încercați un spray. Dar asta mi-a plăcut foarte mult. N-am reușit, din păcate, să o termin pe toată, pentru că expiră foarte repede produsele acestea naturale. Asta expira în ianuarie și am avut la dispoziție cam 3 luni să o termin și din păcate nu am reușit. Dar o să o recumpăr la un moment dat. Momentan folosesc un spray pentru că e vară. Dar vreau să vă zic că mi-a plăcut chiar foarte mult. Dacă tot am vorbit despre crema La Roche-Posay, o să vă arăt și crema de ochi pe care am folosit-o din aceeași gamă, care se numește Hydra Face și mi s-a părut foarte faină. Cred că am folosit-o în aceeași perioadă cu crema și chiar am văzut un efect foarte fain al pielii. M-a ajutat foarte mult cu hidratarea și exact așa cum aveam bucățelele acestea de piele uscată, aveam și în zona ochilor tot așa, îmi simțeam destul de uscată zona și asta m-a ajutat foarte mult. La momentul respectiv tot am căutat o cremă de ochi bună și știu că v-am și scris pe Instagram și m-am întrebat ce cremă de ochi folosiți și multă lume mi-a recomandat-o pe aceasta. Conține și acid hialuronic și hidratarea este mult mai intensă. Și am aici o cremă de mâini, nu este pentru îngrijirea tenului, dar este pentru îngrijirea mâinilor. De la Bioderma, este crema mea preferată, știu că v-am mai vorbit despre ea, eu o folosesc în continuu de mulți ani, hidratează super bine mâinile, în perioada asta știu că e necesară și eu cumpăr întotdeauna și tatălui meu și el este super mulțumit de ea. Și dacă tot am vorbit despre produse pentru îngrijire, hai să continuăm cu aceleași produse de îngrijire, dar și pentru corp. Am folosit o mulțime de geluri de duș, chiar foarte multe. O să vi le prezint pe rând. Acesta a fost de la Oriflame din gama Love Nature, acesta a fost cu o infuzie de fructe, mirosea atât de bine și avea câteva particule exfoliante. Mi-a plăcut foarte mult, super fresh, curăță, ce altceva mai vreți de la un gel de duș. Un alt gel de duș care mi-a plăcut mult este acesta de la Dove, este cu portocale sau mandarine? Mandarine. Miroase super, super bine, am consumat până la ultima picătură. Îmi plac super, super mult gelurile de duș de la Dove, în schimb nu-mi plac săpunurile solide de la ei, nu știu care e faza. Și o să mai cumpăr câteva variante. Asta e super de vară, super fresh, cred că e super potrivită în perioada asta. Un alt gel de duș este acesta de la Nala, acesta a fost cu tei,
a mirosit superb, conține 94,1% ingrediente naturale. În general, produsele acestea de la Nala miros bine, curăță, nu usucă pielea. Mai am aici un gel de duș într-o variantă de asta cu Avengers, un gel de duș foarte fain de la Avon l-am cumpărat. Noi suntem mare fani Avengers și o să vedeți în continuare că mai am aici niște geluri de duș tot din o gamă asemănătoare. Un gel de duș care mirosea bărbătesc din punctul meu de vedere, dar mi-a plăcut, l-am folosit și eu, l-a folosit și Alex, a fost ok, a curățat corpul mai mult ce să ne dorim. M-am zis eu că mai avem niște produse din gama asta Marvel și avem aici două mini geluri de duș pentru că anul acesta tot nu plecăm în străinătate, în excursii, călătorii. Am gândit să mai consum din gelurile astea de duș micuțe pe care le am de o perioadă destul de îndelungată și să nu expire, hai să le consumăm pentru că în momentul în care o să călătorim o să cumpărăm altele. Așa că pe baza asta am consumat și astea două, au fost ok, miros bine, curăță, au așa o textură mai jelly cumva, asta m-a frapat, dar curăță bine și eu am avut un set cu 4, parcă luat de pe Lefant. Un alt gel de duș tot așa mic este acesta care mi-a plăcut la nebunie, este dintr-o gamă mai veche de iarnă, de la The Body Shop, Frosted Plum. Mai am și crema de corp pe care abia aștept să o folosesc, tot așa în variantă mică, dar ăsta era atât de parfumat și mi-a plăcut atât de mult că abia aștept să le încerc și pe celelalte. Mai am câteva variante tot de la ceva Crăciun. Nu știu sincer când au avut variantele acestea, mă face să cred că acum 2 ani, dar superbe și o să-mi cumpăr cu siguranță și ce vor pune în magazin anul acesta. Bun, mai am un gel de duș mic. Acesta este de la Douglas, se numește My Honey Tonic Guard. A fost super fain, a mirosit super bine din ce mi-amintesc. Da, floral cumva mi se pare mie, dar parfumat. Mi-a plăcut, a curățat bine. Nu știu dacă îl găsesc în variantă mare, chiar mi-ar plăcea. Ăsta a fost dintr-un advent calendar de la Douglas, dacă bine țin minte. Și tot pentru corp am terminat în sfârșit acest exfoliant. Acesta este de la Elefant, vreau să vă zic că mi-a plăcut mult. Este de la IDC Institute, așa se numește brandul. Știu că v-am mai arătat eu câteva produse de la acest brand. Este cu argan. Și nu știu dacă doar mie mi se pare, dar produsele care conțin argan miros super, super bine. Nici nu știu că arganul poate mirosi atât de bine. Și tot din categoria răsfăți, hai să vă mai arăt câteva produse. Am zis eu că știam sigur că am și crema de corp, aceasta de la The Body Shop. Exact din aceeași gamă, Frosted Plum. Mi-a plăcut la nebunie, e gol-goluț acest ambalaj. Am luat din el și ultima picătură. Atât de mult mi-a plăcut gama asta. Eu sper ca de Crăciun să o introducă din nou, dar cine știe. Din ce am observat, unturile astea de corp de la The Body Shop, sau cel puțin ăsta, a fost destul de gras. Și am mai avut aici de la Nala un produs pentru corp care s-a numit șerbet de corp cu cireșe amare. Parcă am avut și gelul de duș la un moment dat cu cireșe amare și mi-a plăcut. Vreau să vă zic că tot așa miros intens, am luat... Și ultima picătură, produsele acestea miros foarte, foarte bine. Au niște arome super naturale, nu mi se pare nimic artificial, mai ales că sunt făcute și din ingrediente naturale. Ăsta este 96,5% ingrediente naturale. Nu știu dacă ați încercat produsele de la Nala sau unul dintre produse, dar vă sfătuiesc să vă încercați măcar unul pentru că o să vă îndrăgostiți de ele. Mai am aici un produs pe care le-am folosit pentru răsfăț. Au fost, de fapt, niște săruri de baie, Tutti Frutti, tot de pe Elefant le-am cumpărat. Bidonașul ăsta are 600 de grame și m-a ținut o eternitate. Aveau o aromă super interesantă și pur și simplu se dispersau super, super repede în cadă și puteai să te relaxezi frumos, cu sare de baie, cu spumă, așa cum fac eu de obicei. Deci n-am mai făcut asta de mult, cred că ar fi cazul. Parcă pe timpul verii nu merg foarte bine băile astea cu apă caldă, cu sare de baie, cu o bombă de baie, parcă mai bine merg în timpul iernii, adică acum e mult, mult prea cald. Dar astea mi-au plăcut și brandul este Farmona.
și găsiți, cred că, și cu alte arome pe elefant. Mai am aici un spumant de baie de la Avon, a fost o variantă de asta de Crăciun, parcă, cu migdale. În general, mamă, ce bine miroase! În general, spumantele de baie de la Avon sunt faine și eu le folosesc de mulți ani și vi le tot recomand. Hai să trecem la produse pentru îngrijirea mâinilor. Am avut aici un săpun lichid de la Sephora. A fost o variantă de asta de iarnă, când a fost gama aceea cu pulpițe. Nu știu cum am uitat sincer de produsul acesta și l-am tot ținut acolo pe dulap și până la urmă am zis hai să-l folosesc. Îmi și plăcea foarte mult pentru că avea glitter în el. Curăță bine mâinile, ce să vă zic mai mult, arăta bine în baie, mie îmi place și ambalajul ăsta super rotund și super drăguț. Da, și mirosea foarte parfumat așa, parcă te spălai pe mână cu un parfum. Chiar a fost super ok și o să mai caut și alte variante. Am aici câteva produse pentru buze, astea multe, pe care le-am aruncat pentru că fie sunt expirate, fie le-am de ceva timp, fie nu le mai folosesc, așa că avem așa. Balsam de buze de la Nivea, ăsta e gata. Pe acesta l-a folosit Alex. Alex folosește foarte mult balsamele acestea de buze, în special iarna. Tot timpul trebuie să-i dau vreo două balsame de buze, că na, îi se termină rapid și îi se usucă buzele și pe toate le folosește până la capăt. Și mă bucur asta pentru că eu folosesc destul de rar balsam de buze. Mai am aici unul de la Yves Rocher și pe acesta l-a folosit tot Alex. Tot consumat până la capăt. Asta mirosea fructat. Și ăsta de la Yves Rocher a fost tot așa dintr-o gamă de iarnă, la fel ca ăsta de la Nivea, o gamă așa shiny. Mai am aici un gloss, un gloss de la NYX, un gloss care mi-a plăcut mult în momentul în care l-am cumpărat, dar sincer am uitat de el și mie mi se pare acum că miroase și n-are rost să-l țin, cu siguranță a expirat. Nici nu am notat niciunde pe el când l-am deschis, dar îl arunc. Dar, în general, glosurile astea sunt chiar finuțe și faine. Tot așa mai arunc un gloss de la Avon, pentru că mi-am cumpărat unul nou. Ăsta mi-a plăcut super mult, mi-a plăcut și nuanța asta. Este o nuanță așa de vară, rozalie, pink watermelon și chiar e fain. Mai am aici două rujuri, de fapt, cred că ăsta mai mult este un balsam Baby Lips. De la Maybelline, da. Este un, tot așa, un balsam colorat, zic eu că este, de la Maybelline. L-am folosit destul de puțin, am uitat de el și probabil a expirat și l-arunc. O să arunc și rujul acesta lichid de la Avon, care nu mi-a plăcut deloc. Știu că sunt multe fete care zic sau recomandă gama asta. Mie nu-mi plac de nicio culoare sau poate am prins eu un ruj super nașpa, să fi fost de la început stricat, dar pur și simplu mi se pare că odată ce-l aplici, cade. Deci efectiv cade de pe buze. Nu știu ce se întâmplă, e și uscat la gunoi și cu siguranță din gama asta nu o să mai cumpăr. Și mai am aici de la New York City, Expert Last Lip Color, un ruj roz din ce observ. De fapt este un rozuliu mopuliu. Și este holografic cumva, hai să vă fac un... Da, am făcut, frate, nu am glumit cu swatch-ul ăsta. Cam așa arată, arăta bine pe buze, dar tot așa l-am de o grămadă de timp și... Nap. Not anymore. Pe lângă săpunelul lichid pe care vi l-am arătat de la Sephora, mai am aici câteva ambalaje de la cele solide, pentru că întotdeauna în baia mea se găsește și un săpun lichid și un săpun solid. Ăsta mi-a plăcut super mult, asta a fost de la Oriflame, o variantă de asta Frosted Berry. Ăsta mirosi foarte bine, chiar avea formă de floricică, este o variantă de asta de iarnă. Tot de la Oriflame, ăsta cu pepene, care mi-a plăcut la nebunie, mirosea atât de bine a pepene, îți venea să-l mănânci. Și știți ce am observat? Ăsta cu pepene încurăța bine pensulele, deci nu știu, și burețelul de make-up. Întotdeauna când îmi spălam pe fugă burețelul de make-up, se curăța super ușor, așa că o să mai îmi cumpăr unul, să văd dacă chiar funcționează. Și mai am aici
un ambalaj de la săpunelul Protex. Știți că eu folosesc pentru spălarea pensulelor aceste săpunele, iar în ultima perioadă am început să le iau și în baie. O să mai trecem așa la niște produse random. Aici am o cremă de mâini de la Oriflame din gama Golden Edition. Mi-a plăcut mult crema asta, este într-o variantă super mică de 30 de ml care poate fi pusă în poșetuță, dar de asta, de exemplu, am uitat. Știu că am consumat una întreagă și știu că mai aveam una pe asta pe care am început-o și am uitat de ea și a expirat, dar miroase super bine și chiar hidratează. Mai am aici un produs de la Oriflame Fit Up pentru picioare. Este o cremă pur și simplu pentru picioare cu căpșune, într-o ediție limitată din ce văd. Mi-a plăcut, dar nu hidratează foarte bine, adică mai mult miroase frumos și atât. Și am terminat aici o cremă pentru bătături. Este o cremă luată de la Plafar. Eu mai cumpăr de obicei creme de astea. Asta mi-a plăcut și am consumat destul de mult din ea. Nu e gata, dar a expirat și asta. Stai să vă zic ce conținea. Gălbenele, salce, rotopască, volbură, deci practic sunt ingrediente naturale și acțiune emolientă, reface țesuturile. E ok dacă aveți bătături și o folosiți constant, este chiar ok. Tot din categorii random am terminat și un ulei esențial. Să știți că urmează un articol super, super în detaliu despre uleiurile esențiale pe care le folosesc eu și despre difuzorul de arome pe care l-am cumpărat de curând și de care sunt mulțumită. Ăsta a fost cu portocale. Pe ăsta îmi place să-l folosesc în special iarna. Arunc burețelul acesta, nu-l mai suport. Cred că trebuia să-l arunc de când l-am cumpărat. De fapt, nu l-am cumpărat, l-am primit în advent calendarul de la Douglas. Deci un burețel mai tare ca ăsta, în viața mea l-am văzut și în momentul în care îl umezești e la fel de tare, deci e ca o piatră, pur și simplu puteți să vă bateți cu el pe față, chiar în momentul în care tapotați fondul de ten, se aude ca și cum te-ai lovit cu o piatră. Nu, deci nu mai niciodată. Nu știu de ce nu l-am aruncat mai repede, dar nu o să recumpăr niciodată așa ceva. Un alt produs pentru unghii care mi-a plăcut super mult este acesta de la Femino Help. Este un ser concentrat pentru regenerarea unghiilor și a cuticulelor. V-am mai povestit despre el, este un produs super bun, avea o pensuliță. Eu îl foloseam în special pentru cuticule, dar de obicei făceam asta. Făceam așa roată pe cuticulă și pur și simplu după aceea masam. Am aici câteva dischete de astea de machiante. Cred că două pungi. Le-am pe astea de la Elmi Plant, care mi-au plăcut mult. Și a fost un pachet de ăsta de 120. Ăsta este de bumbac. Și am mai avut acesta de la Clinique, pe care le cumpăr din supermarket și acestea sunt ok, atâta timp cât sunt de bumbac și sunt super moi, e ok. Am consumat o grămadă de măști, așa că o să le luăm puțin pe rând. Aceasta este o mască coreană de la... nu știu cum se numește, vă zic sincer, sau de la ce... Holika Holika este brandul. Asta a fost super faină, avea... fix ca o mănușă, cu ser, erau super faine și hidratează super bine mâinile, unghiile. O găsiți pe Notino, să știți că există și varianta pentru picioare, pe care o să o încerc și eu. Mai departe, am aici o mască de la Pixi. Este o mască cu acid glicolic, Glicolic Boost. Este o mască de tip șervețel, o lăsați să acționeze 10-15 minute și... cu serul care rămâne, eu de obicei îmi iau ori o dischetă, ori pur și simplu îl întind frumos pe piept și pe gât. Asta îmi place super mult și cred că mai am una și parcă n-aș consuma-o pentru că sunt foarte faine și cred că la noi în Sephora, din păcate, nu se găsesc. Mai am aici o mască de la Douglas, o mască tot așa de tip șervețel, Moisturizing Flash Mask se numește și aceasta mi-a plăcut. Hidratează foarte bine. Astea deja de la Boysenberries cred că știți că îmi plac la nebunie. Asta a fost cu peach. Este tot o mască de tip șervețel, hidratează. Asta este și cu antioxidanți și cu vitamine și e super faină. Și mai sunt câteva variante care îmi plac. Ia uitați, tocmai ce ziceam. Asta este o variantă mangostin.
Asta este tot așa, bogată în vitaminele A, C și E. Are câteva ingrediente care ajută pentru acne. Și asta este o mască de la Avon, o mască care se numește Booster Sheet Mask. Tot așa, o mască șervețel pe care o lăsați să acționeze 15 minute, o îndepărtați, este îmbibată în ser, miroase super bine, este bogată în antioxidanți. Și ultima mască este o mască de la Foreo. Știți deja că eu am aparatul UFO pentru măști și odată cu el am primit o mulțime de măști. Bineînțeles că, din ce observ acum, asta e singura pe care am păstrat-o, nu știu de ce. Asta este Call It A Night și este cu ginseng și ulei de măsline. Îmi plac în general măscuțele astea de la ei. Cred că am terminat cu toate produsele. Știu că am avut multe, știu că clipul acesta este lung, dar n-am mai făcut timp de cred că mai bine de jumătate de an. Sunt curioasă dacă voi ați folosit ceva din ce v-am prezentat eu aici, să-mi scrieți în comentarii și noi ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pup!